Peste 70 de antreprenori și manageri de export din cadrul companiilor care deja au o experiență în export sau doresc să-și extindă afacerile către piețele EFTA participă la o serie de sesiuni de informare privind noul acord de liber schimb cu Elveția, Norvegia, Islanda, Liechtenstein. Seminarele cu genericul Noul acord de liber schimb dintre Republica Moldova și țările EFTA, potențialul de cooperare între țări, a fost lansat de Camera de Comerț și Industria a Republicii Moldova în parteneriat cu proiectul Oportunități prin tehnologii și inovații în Moldova, susținut de Guvernul Elveției și implementat de Helvetas. Sesiunile se desfășoară offline și online și sunt moderate de experți în domeniu din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și Camerei de Comerț și Industrie. În cadrul acestora, participanții vor fi informați despre avantajele noului acord de liber schimb, condiții pentru accesarea piețelor respective, în special pentru produse agroalimentare, contractarea internațională și aspectele juridice, procedurile vamale și formalitățile la export, regulile de origine între Republica Moldova și țările EFTA. Acordul de liber schimb cu statele din Asociația Europeană de Liber Schimb Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția a fost semnat în luna iunie curent. Acesta prevede eliminarea taxelor vamale la importurile de produse industriale și acordarea concesiilor pentru accesul pe piață a produselor agricole din Republica Moldova.